cerul a muncit o veșnicie. Noi muncim, tocmai ne-am ales tu, ne-am ales cu Domnul Ieminescu. Astăzi se împlinesc 120 de ani de la stingerea luceafărului poeziei românești Mihai Eminescu. La bustul său de pe Aleea Clasicilor din Chișinău au venit să-i aducă un omagiu scriitori, artiști, politicieni, dar și oameni de rând. Oamenii și-au amintit cu drag de poeziile lui Eminescu. Pentru mulți, versurile poetului au devenit motouri de viață. Două rânduri care rămân a mădurea și am fi sfinte sunt rândurile pe care le-am scris pe mormântul mamei mele, care a fost profesoară de limbă și literatură română. I-am scris așa, aducerea minte de ori troieni cu drag. Pentru mine este un Dumnezeu în versuri, căci se spune că și Dumnezeu a fost poet. Fiecare popor trebuie să aibă grijă de poeții, să-i de oamenii mari. La bustul lui Eminescu au venit chiar și micuții săi admiratori care au demonstrat că îi cunosc opera. Cu căpșorul supărită, adormită supărită și tăcerea afară, luminează e stele, mută-i noaptea numai râul, se frământă în petrecere. Hai, Eminescu este un scriitor foarte renumit și el a scris foarte multe poezii pentru copii. A fost odată ca în povești, a fost ca niciodată, cu un râu de mare, împărătești, o prea frumoasă fată. Și era singura la părinți. Nu mai amintesc. Mihai Eminescu este cel mai mare poet din lume, a scris foarte multe poezii și a trăit foarte mulți ani. Și repede a murit că așa a trăit el. Mihai Eminescu s-a născut la 15 ianuarie 1850 în Botoșani. El a fost al șaptelea copil al Ralucăi și al lui Gheorghe Eminovici. Își face primele studii în capitala Bucovinei, Cernăuți. La vârsta de 16 ani își publică primul său poem în revista Familia. Lucrează ca suflor și copist de roluri în trupa lui Iorgu Caragiale, apoi își continuă studiile la Facultatea de Filosofie și Drept din Viena, unde o cunoaște pe Veronica Micle, marea iubire a vieții sale. Tot în aceeași perioadă își începe activitatea la publicația Convorbiri Literare. Studiază la Berlin cursul de filosofie, istorie și economie politică, dar nu se prezintă la examenul de absolvire. În 1877, Eminescu vine la București, chemat de Titu Maiorescu să lucreze la redacția ziarului Timpul, alături de Slavici și Caragiale. Articolele sale sunt foarte critice la adresa claselor politice, din care cauză este persecutat de autorități. Poetul Mihai Eminescu a scris peste 14.000 de file de poezie, proză și publicistică în care a evocat dragostea pentru natură, femeie, patrie și frumos. Tot Eminescu a fost cel care a criticat erorile societății în care trăia. În 1883 se îmbolnăvește grav și este internat în spital, iar la 15 iunie 1889 se stinge din viață la doar 39 de ani. Priveramur de arin, melancolic codrul sună, mai aproape, mai încet, tot mai încet.